Vă binecuvântăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. După cum vedeți, și astăzi este o zi frumoasă, dăruită de Dumnezeu. Și am ales să facem aceste trei gânduri în natură. Și am vorbit despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre învierea Domnului Iisus Hristos și astăzi vom vorbi despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul Dumnezeu că s-a înălțat la cer după 40 de zile de la înviere. Și găsim lucrul acesta scris în Faptele Apostolilor, capitolul 1, pentru cei care vor să citească. Și știm, dragii mei, că Domnul nostru Iisus Hristos a murit ca jertfă, s-a dat ca jertfă pentru noi. Spune cuvântul Dumnezeu în Evrei 28, Hristos s-a adus ca jertfă o singură dată ca să poarte păcatele noastre. Dar acum noi știm că o jertfă poate fi primită sau poate să nu fie primită. Ne aducem aminte în faptele în Genesa, atunci când a adus Abel și Cain, au adus fiecare o jertfă, Domnul Iisus a primit jertfa lui Abel, dar jertfa lui Cain nu a primit. Nu a fost primit. Deci iată că poți să aduci o jertfă și să nu fie primită. Și noi putem aduce o jertfă și să nu fie primită. Înălțarea Domnului Iisus Hristos, tocmai asta dovedește că jertfa lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, a fost primită. Și vreau să citesc lucrul acesta pentru că este foarte important. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și când va veni El, Duhul lui Dumnezeu, va deveni lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, iar în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Deci iată că înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, printre altele, dovedește faptul că Dumnezeu a primit jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Deci iată că jertfa lui Hristos a fost primită. Noi nu avem o credință falsă, nu avem o încredere falsă, avem o încredere îndreptățită. Dumnezeu a primit jertfa lui Hristos. Deci primul lucru pe care îl dovedește înălțarea Domnului la cer este dovedirea faptului că Dumnezeu a primit jertfa. Dacă nu o primea, nici nu învia și nici nu putea să fie înălțat la ceruri. Dar pentru că s-a înălțat la ceruri și a așezat la dreapta lui Dumnezeu, este o dovadă a faptului că Dumnezeu a primit jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și este un lucru extraordinar. Amin. Asta este un lucru minunat și hai să vedem mai departe ce beneficiu ne aduce înălțarea Domnului. Da. Este un lucru extraordinar care vine în urma înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, un adevăr deosebit. Și spune cuvântul Dumnezeu așa în Ioan 16 cu 7. Fiți atenți, dragii mei. E foarte important. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Iar iată cum în urma înălțării lui Hristos, Domnul la cer, Duhul lui Dumnezeu a fost trimis pe pământ. Un alt mângâietor. Cine crede în mine, spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 7:39, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu, spunea cuvintele astea despre Duhul pe care aveau să-l primească, atenție, cei ce vor crede în el, căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dragii mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta, oricine ai fi care mă asculți. Nu contează cum te cheamă, nu contează din ce loc ești, nu contează câți ani ai. Dragii mei, pentru oricine crede în Domnul nostru Iisus Hristos, a fost trimis Duhul lui Dumnezeu. Și este un lucru minunat. Aleluia. Deci Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și a trimis pe Duhul Sfânt. Și spune El, dacă nu mă înalț, nu va veni Duhul Sfânt, dar dacă eu mă înalț, vă trimit un alt mânghietor. În limba greacă, paracletos, care înseamnă mânghietor, care înseamnă apărător. Vă voi trimite un alt mânghietor și anume Duhul lui Dumnezeu ca să fie cu voi și să rămână în voi. De aceea este o încurajare lucrul acesta, poate este cineva care spune Duhul lui Dumnezeu este doar pentru o anumită denominațiune. Duhul lui Dumnezeu este pentru anumit slujitor. Duhul lui Dumnezeu, nu, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu pentru toți cei ce vor crede va fi trimis Duhul lui Dumnezeu. Deci atât cum înălțarea lui Hristos la cer a făcut ca Duhul lui Dumnezeu să fie trimis pentru noi aici pe pământ. Și asta este un lucru extraordinar. Duhul lui Dumnezeu este trimis pe pământ acum și a fost trimis după înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos și în câteva zile, mai bine zis în 10 zile, da, de la înălțare, la cincizecime, Duhul lui Dumnezeu, Biblia ne va vorbi despre pogorârea Duhului Sfânt, cum într-adevăr Domnul Iisus Hristos s-a ținut de cuvânt așa cum era de așteptat. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Și eu am experimentat și experimentez această pogorâre a Duhului Sfânt și doresc ca toți să fiți binecuvântați și toți să fiți umpluți de puterea Duhului
Daniel, un alt lucru pe care ne spune Scriptura, dragii mei, cu privire la înălțarea Domnului Iisus Hristos, este un lucru iarăși minunat și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri, a șezut la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi oameni. Asta înseamnă că unul din motivele pentru care Domnul Iisus s-a înălțat la cer suntem noi oameni. Aleluia. Cât de ați văzut, avem probleme, avem necazuri, avem dureri și dai telefon, roagă-te pentru mine și este bine. Apelăm unii la alții să mijlocim unii pentru alții. Este bine și este bine să ne rugăm unii pentru alții. Dar gândește cât de minunat este că în cerul Iisus Hristos mijlocește pentru tine. Asta este un lucru extraordinar. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă. Spune așa cum Dumnezeu, Romani 8:34. Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat, atenție, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Biblia ne spune asta. Și în Evrei 9:24 un lucru mai deosebit parcă spune că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat în cer ca să se înfățiseze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci iată, a intrat în cer ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci Domnul Hristos s-a înălțat la cer pentru noi, ca să mărturisească înaintea lui Dumnezeu despre noi, ca să vorbească înaintea lui Dumnezeu despre noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Ce Dumnezeu minunat! A venit pe pământ pentru noi, a suferit pe pământ pentru noi, a murit pe pământ pentru noi, a fost îngropat din pricina noastră, a înviat și s-a înălțat la cer tot pentru noi. Un Dumnezeu extraordinar. Parcă este de neînțeles. Cum să nu slujești un asemenea Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să-i slujim. Mai e un lucru. Spune acolo că s-a dus să ne pregătească un loc. Un loc. Așa este. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune foarte clar, mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi, dragii mei. Locul nostru final, destinația noastră nu este pământul acesta. Indiferent cine ce v-ar zice, ne construim case, ne construim, parcă înlocuim o veșnicie în ele, nu înlocuim o veșnicie în ele. Destinația noastră este în cerul la Dumnezeu, acolo unde Hristos s-a dus să ne pregătească un loc. Deci atât Hristos s-a înălțat și asta dovedește dumnezeirea lui, dovedește primirea jertfei lui înaintea lui Dumnezeu. După aceea, iată cum înălțarea lui acela a facilitat ca Duhul Sfânt să fie trimis pe pământ pentru noi. Amin. Iată cum Hristos s-a dus la cerul, a șezut la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi oamenii. Amin. Și iată cum Dumnezeu s-a înălțat și s-a dus ca să ne pregătească și nou un loc. Amin. Aleluia. Doamne, ca unde ajută. Este El să fim și noi și Dumnezeu să fie lăudat. Doamne ajută. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prea iubiților, nu uitați că tot ce faceți, să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri în veci. Aleluia.